Salut! Astăzi sunt pe canal la Coșereni. Am venit să fac un pescuit la roșioară. Văd că vremea e destul de frumoasă, adică ușor vântul. Astăzi o să încerc tot așa pe staționar. Se numește pe bățul de 7 metri și o să vedem dacă am vreo șansă să fac ceva capturi. Da, bun, să-i dăm bătaie. Da, hai să vedem cam despre ce e vorba. În cele ce urmează. Să vedem ce avem pe aici. Aici montura. Schimba pluta, am pus o plută un pic mai mare, să vedem mai frumos, tot așa, stil Panama. Am 0.14 cu forfat de 12, simplă montură, nu bătăi de cap. Faină și chestia asta cu montajul ăsta rapid pe vârful bățului. Călic foarte mic, special pentru fermuși. Bun. Aici e tot ok. Sunt prezent. Să vedem zona. Mamă, cât ai bibănui. Am greșit cutia. În loc să-mi iau cutia pe ieri, nu și-am altă parte. De lume. Graba strică treaba. Ia să vedem. Eu te abia așteaptă să-i montez pe cârlig. Așa câte trei. Uite, bă, că... am apucat să lansez bine, că deja e pe treabă. S-ar putea să fie din asta mic.
nici măcar n-a durat mult. Și acum frumusețe de rușioară. Și bine, se schidă drum. Este. Cât ai zice pește. Și că ăștia, imediat invadează. Călduros, merge super bine la firmuri. Da. Asta a înghețit cu totul. Să mai pun o viermăș. Deci era plăticut. Una alta, cred că voi încerca și la virbă asta, la porumb. Am văzut că a intrat o plăticuță. S-ar putea să fie pe zonă. Și în locul la viermuși ăștia se bagă o bouă de porumb. Bun. Hai să vedem. Și câteva mâini de nadă.
am lăsat-o. Ușoară. Este. Deci 1-0 pentru porumb. Mamă, ce, nu suport chestiile astea cu agățatul. Yeah. Așadar, ușoară. Ce greu e să scoate chelul. Ia să mai și punem la Dau și ceva în ladă. Da.
Așa cum am zis mai devreme, deja e 1-0 pentru Mlava de Porumb. Cauza la nada care am aruncat-o mai devreme, iată că și rezultatele au întârziat să apară. Da. Să sperăm că voi mai prinde ceva mare.
ușoară, dar e foarte mică. A schimbat un pic repertoriu și iată că s-a schimbat vremea. Deja reușioara n-a mai vrut să mănânce la porumb și trebuie să-i bag câțiva viermuri să vedem dacă mai este activă. Și la aștia răspunde foarte repede. Zic că la porumb au picat, cred că cele mai frumoase roșioare. Orice caz, foarte mult timp nu voi mai sta, pentru că deja văd că se schimbă timpul și nu are rost. Din câte observ, la viermuș răspunde mult mai repede, dar la genul ăsta de momeală pică mai mult roșioară mică. Sper să mai am ocazie să mai am o captură, două. Frumoase. Chiar s-ar putea să am ocazii. Opa. S-ar putea să fie un pește mic. Am văzut că tot o să cheie așa și nu-l lasă în pace. Să vedem noi ce avem noi aici. Ia uite aici roșioare. Că le voi uita drumul. Voi elibera. Oh.
Da, închei cu acest ocaz, închei și partida. Deja s-a numerat foarte, chiar foarte mult, dar peștele de iarnă mai mănâncă. Să fac așa un rezumat în mare la partida asta. Pescuit pentru început cu niște viermuși, am avut ceva capturi. După aceea am schimbat poporul dulce. Și acolo am avut câteva capturi foarte frumoase, după cum s-a văzut. Am pescuit o plută necată, să zic așa. Trebuie să inventez un dispozitiv, în așa fel încât să o recuperez. Trebuie să tai un capac de la o sticlă de bere și să o găuresc cu un fir de 0,12 agățat de băț, a recuperat-o. Și ce să zic, a fost o partidă super ok pentru 2-3 ore de ieșit și sper să fie la fel și data viitoare. Vă salut, mai bine aici Costi.